have so much to say, but in the least most simple way, I love you. Azi este ziua în care mama pleacă înapoi, așa că o să o duc la aeroport. Și ca de obicei am întârziat. Bună ziua! Bună ziua! Să știți că o să avem drum lung, mergem până la aeroport, dar înainte trebuie să o luăm pe mama mai din spate, mai din Pantelimon. Pare normal? Da. Tineresc. Câți ani ai? Zic câți ani ai? 48. Doamne. Da, uite ce frumos e, toată lumea apare. Sunt între. Nu se poate, trebuie să alegi. Păi deja sunt în drum spre. O zi bună să aveți. La revedere, spor la treabă. Dar și eu pot să plec cu geanta asta, am laptopul, am tot ce-mi trebuie. Da? Păi hai cu mine. Mergem? Hai. Care e al tău? Uite ăla, 1555, vezi? Fury. Dacă mă pierd pe acolo și pierd avionul, cum mă fac? Cafele la super suprapreț, ar trebui să fie super bune. Hai, pa! De jumătate de oră caut stația de autobuz RATB. E incredibil. Nu mă descurc la mine în oraș, la mine în țară. În alte aeroporturi din alte orașe m-am descurcat mai bine. Bună ziua! Ar vrea să iau autobuzul pentru București, pentru centru. Dar nu am nimic, niciun card, nici... Am nevoie de o singură călătorie. Obligatoriu? De ce? Nu pot să pun bani pe card doar pentru călătorie? Ai card? N-am card. Mai dacă ai card? Te cumpăr un card gol, cardul nu-l dați gol? Da, dar îl plătești pacea. Te plătesc cardul, cât costă cardul? 4 lei. Bun, și o călătorie? 3,50. 7, 8. Ia ce? 2 lei? 3. Dumneavoastră mi-a zis că trebuie 2, de-aia v-am întrebat. De asta vreau. Seara, n-am făcut foarte multe lucruri azi, am ajuns acasă și vreau să vorbesc despre ceva. O să dureze puțin să mă organizez aici. Asta de aici, banda asta roșie, o să reprezinte timpul.
Asta e o cupă pe care am câștigat-o cu tribu. Orice trece pe după ea este trecut. Ce este aici este în viitor. Și ce este între este prezent. Între o să avem niște origami. Bun, a durat o grămadă de timp, dar i-am dat de cap. Arată incredibil. Este un fel de operă de artă. Bun, povestea asta în felul următor. Eram astăzi cu mama în aeroport, urma să plece și discutând cu ea așa, mi-am dat seama că oamenii au niște momente cârlig. Sau nu știu, așa am eu impresia că ar trebui să le numesc. În fine, sunt acele momente pe care le aștepți. Sunt momentele alea din viitor la care te tot gândești, știi exact cu ce o să fie acele momente și le aștepți. E bine, ce se întâmplă este că după ce trece un astfel de moment cârlig, ești foarte debusolat. Și întrebarea este ce ar trebui să faci în acel moment de debusolare maximă, după un moment cârlig, când te uiți în viitorul tău și vezi că nu există un alt moment cârlig pe care abia l-aștepți. E bine, dacă banda roșie reprezintă timpul, iar globurile astea reprezintă momentele cârlig despre care vorbeam, precum, nu știu, un weekend pe care abia l-aștepți, sau poate Crăciunul, sau poate vacanța de vară, în fine, habar n-am ce aștepți tu, ar putea fi orice fel de eveniment, dar abia l-aștepți. Momentele astea toate, inițial, sunt în viitor. De unele ești foarte conștient, de unele ești mai puțin conștient. Unele sunt atât de îndepărtate încât nu te gândești acum la ele. Altele sunt atât de apropiate încât ești deja foarte entuziasmat. Știi că urmează să vină weekendul în care, nu știu, o să te relaxezi sau poate, nu știu, ziua de naștere a unui prieten. Tu ești în prezent, vezi momentul acela acolo, lucrul ăsta te entuziasmează. E bine, e bine să fii un om entuziasmat. Momentul acela vine... În prezent, își face efectul, ai o zi minunată sau, în fine, dacă aveai așteptări prea mari, ești foarte dezamăgit și apoi trece mai departe. Ce se întâmplă acum? Acum tu vezi următoarele momente pe care abia le aștepți și ești destul de entuziasmat de momentele viitoare și viața merge înainte. De data asta nu mai există niciun eveniment în viitorul tău. Și asta este un moment în care uneori eu mă trezesc și îmi dau seama că trebuie să-mi reanalizez viața sau să fac ceva. Mă simt pierdut, nu-mi știu scopul în viață, simt că nu urmează să se întâmple nimic. Chiar dacă eu îmi continui pur și simplu viața, fac lucrurile pe care le făceam oricum de obicei, îmi urmez pasiunea, sunt un om fericit de fel. Cu toate astea, nu există acel lucru pentru care sunt entuziasmat și care urmează să se întâmple în viitor. Momentul ăsta este absolut oribil. E momentul ăla de mini-depresie. E bine, eu pățesc chestia asta destul de des. Mai ales după ce trece un eveniment pe care l-am așteptat mult prea entuziasmat. Ce-mi dau seama este însă că e foarte important să ai astfel de momente cârlig. Pentru că ele te entuziasmează și te fac cumva mereu să aștepți viitorul. Să fii fericit pentru ceea ce urmează. Când nu ai un astfel de moment cârlig, parcă n-ai chef de nimic. Cel puțin așa funcționează pentru mine. E bine, vorbeam azi cu mama și îmi dădeam seama că și ea are acest sentiment, și eu am acest sentiment și am rezonat foarte tare. Și concluzia la care ajung este că când te trezești într-un astfel de moment în care tu ești în prezent și te uiți așa foarte atent la viitor și îți dai seama că nu mai există nimic în viitor, adică desigur că există un viitor, dar nu mai există nimic ce abia aștepți în viitor, nu mai există niciun astfel de cârlig. Tot ceea ce trebuie să faci este să-ți pui singur niște cârlige în viitor. Să te gândești la lucrurile ce te entuziasmează mai departe. Cel puțin pentru mine așa funcționează. Mi se pare că am încercat să transmit o idee atât de simplă și am făcut totul atât de complex. Îmi pare rău. Nu, asta era ideea. Deci, există momente pe care abia le aștepți, există evenimente mari care te entuziasmează. Eu tocmai m-am trezit într-un moment de la în care nimic nu mă entuziasmează pentru viitor. Acum, când a trecut anul nou. Dar cred că toată lumea pățește asta de anul nou. Da. Eu și Corina, seara asta, ne luăm biletele pentru Barcelona. Cum naiba fac chestia asta să stea așa?